Autogara Sud din Pitești a rămas în urmă cu o jumătate de secol. O dovedesc imaginile surprinse de un reporter al publicației știri de Argeș. În mod ironic, la intrarea în gară, călătorii sunt întâmpinați cu un mesaj plin de mândrie și sunt anunțați că tocmai au pășit pe o proprietate privată, privată și dezolantă. Coșurile de gunoi sunt fie improvizate, fie datează parcă de pe vremea războiului. Rugina și mizeria de nedescris îi transpun pe călători într-o lume demoralizantă din care abia aștept să pleci. Norocul celor care tranzitează zona e că nu trebuie să stea mult în acest loc. Ghiniolul lor e că scaunele pe care ar trebui să se odihnească sunt imposibil de utilizat, decojite și ornate cu gunoaie. Iar dacă vor să folosească toaleta, ei apucă greața. Iar la plecare, îmbarcarea în autocare se transformă într-o scenă pe care nimeni nu vrea să o mai trăiască. Zona de urcare în autobuz este plină de cratere, dar, pentru cei care vor să-și înveselească puțin starea de așteptare, dugenele în care se vând alcool și mici par să fie o soluție.